Salutare, fraților! Da, ăsta este primul nostru vlog. În vlogul de astăzi, primul nostru vlog, o să facem ceva mai nebun. O să mergem pe Transfăgărășani. O să mergem să luăm și pe Andy imediat, acum plec de acasă. O să vedem că într-adevăr mitul ăsta acum că iarna Transfăgărășanul e închis, că e zăpadă, că nu știu ce e adevărat. Ei bine, noi suntem niște nebuni, ați văzut și pe TikTok și probabil și pe Insta câțiva dintre voi, că nu n-ați venit chiar așa mulți. O să vedem dacă să putem să urcăm sau nu Cup seria 6. Da, este X-Drive, este benzină, 3000 benzină în 55. Haideți să vedem dacă rămânem sau nu. O să facem și niște drifturi, o să facem multe nebunii. Tot ce trebuie să faceți este să dați un subscribe ca să putem să creștem puțin canalul ăsta, pentru că suntem la început. Dar eu vă promit că nu o să vă pară rău, o să ne distrăm maxim în fiecare video, pentru că ce e mai special la mine și la, să zic, canalele mele de, mă rog, TikTok, Insta și așa, este că așa sunt eu în viața reală, cum sunt și pe YouTube sau pe TikTok. Și asta este cel mai special, naturalețea. Hai să mergem să luăm pe Andy. Ce mă mână? Proteinele bune, mi-am luat salata. Tu cu astea urci la mine mașină? Mergem să facem filmări? Mergem să facem, dar te spar cu bătaia aia când dai cartofi dulci pe mașină. Nu e problemă. Ai parta ca un veniu. Te lua camera aia, mă? Da. Da. Am uitat să o încarc. Avem aici suportul pentru povuri. Că o să avem niște urcări mai mișto. Hai, urcă-te în mașină, lasă prostiile. Ia vezi cum viu ăla după tine, mă? Trebuie să facem și pilul. Că nu merge pe gratis și mai și mă, cum ați văzut, bolul pe tine. Facem repede primul și dă spre distracție. Hai, băiat. Gata, băiat. Da, mă, plecat. Ia zi, deci până la urmă astăzi ce facem? A? Mergem la capra. Hai să-i dăm că e cam târziu, 3. Cred că pe la 5 ajungem. Trem la 5? Bă, la cola asta ce zici? A dus sala. De ce, mă, că e cola zero, nebunule? E ca și cum ai bea apă. Stop. Ce voiam să vorbesc cu oamenii este că, de fapt, ce voiam să le spun e despre canalul de YouTube, că ăsta e primul vlog pe YouTube, ce ți-am zis. Știai? Te ajut cu aia? Serios? Da, are instrucțiuni pe spate. Da? Da. Scuze, acolo, nu le citiți. Hai, mă, nene, dă-i. Dă-i. Dă-i, mă, nene. Bă, ce-a pus aici linie continuă? Ca să nu vină teribiliști ăștia ca tine. Am, băieți, cum v-am promis și eu ieri pe TikTok, că dacă strângeam sumele de like-uri... Dar observi că a început să apară mai multă zăpadă, da? Și n-am urcat mult ca altitudine, doar am venit la... Deci dacă avem zăpadă, curtea de aici, o să ne distrăm maxim, o să facem drifturi. Vreau să scrieți în comentarii cine îl cunoaște pe Schaffen, ăla din Austria, cu toate mașinile, cu R34, cu E90, ăla M3. Băieții sigur știu despre cine vorbesc, dar totuși lăsați-mi în comentarii dacă îl cunoașteți. Ceva de genul o să arate vlogurile noastre. Aici pe butonul ăsta. Hai, ține puțin trapa să se vadă. Da, mă. Alt sos de pește. Da, mă, ce este aceasta?
Am crezut că e Oieta. Gata, băieți, începem să urcăm. Mamă, să-mi b- de prost e drum. Mașinile deja au început să fie pline de zăpadă. Zăpadă e foarte multă. O să filmeze Nea Mihai după aia. Da, gata, uite, a început să se pună pe jos. Păi da, ca idee, noi mai avem 12 km de vreo 10 minute. Păi da, vezi că noi avem 12 km până la cabana Capra. După care mai trebuie să urcăm și tot Transfăgărășanul. Efectiv, e mult prea frumos. Nu știm încă ce ne așteaptă acolo. I-am zis să te pregătești să dai la lopată. Auziți la el? Mamă, poate ne ducem pe aici. Uite gheața, gogule. Ideea e că mai avem 12 km de 10 minute. Adică la munte... Mamă, ai simțit-o cum a plecat, gogule? La munte kilometrii sunt mai lungi sau care e fost? Vezi că a început să fie frumos. Uitați-vă și voi ce frumos e. Sunt porțiuni unde e mai multă zăpadă pe jos. Dar bine, noi mai avem încă, uite, 10 km până la Capra. De la Capra se presupune că urcăm pe Transfăgărășan. Hai să vedem, lumea zice că e închis. Mamă, ce frumos e. Sunteți siguri care s-au încubetat pe aici, pe drumurile astea? Da, nu mai ai voie. Ne riscăm, mă? Băi, e închis? Da. Oare? Da, e dată la o parte. Hai, hai mă, urcăm. Întrebăm. Hai să întrebăm dacă e închis. Riscăm? Bă. Oficial o să riscăm. A, nu, uite, hai că mai sunt. Doamne, Doamne, suntem aici, oficial am intrat pe Transfăgărășan. Cred că nici n-a intrat plugul pe aici. N-a intrat. Doamne, ușor!
Hai de capul meu cât de frumos se aude. Bă. Aaaa, prima curbă. Nu se poate așa ceva. O mai veni cineva? Vezi cum ajungem în vreo râpă. Dă niște flash-uri. Este, mă! Foarte îngust drum aici. Deci, doamne, dacă ce e de frumos. Hai că am dat semnal din greșeală. Greșan, dar este închis. Adică am urcat jumătate, însă cealaltă jumătate este închisă, deoarece această cabană e plină de turiști și au dezăpezit drumul, au făcut drumul, e foarte frig, tot posibilul să urci oamenii până aici. Eu cred că e tot deschis, doar că e doar interzis să urci. Ei bine, avem aici și mașinuța. O să vedeți pe Insta ceva nebun rău de tot. Suntem aici și cu Andy. Andy ne-a ajutat cu filmat, îi mulțumim. O să aveți Instagramul lui acolo în descriere. Și pentru primul vlog, sper că o să vă placă. Noi acum ne întoarcem și ne vedem la următorul. Salut!